Condamnații penali care nu se predau vor fi cercetați și pentru evadare și vor primi și ani de închisoare în plus. Propunerea îi aparține ministrului Justiției, care a declarat în premieră pentru Observator că în primele 9 luni ale anului au fost extradați aproape 600 de fugari. Mai rămân însă cel puțin tot atâția răspândiți prin lume, mulți dintre ei celebri. Mâine instanța va da decizia definitivă în cazul lui Mario Iorgulescu. Câteva țări din Europa au devenit raiul condamnaților români. Fugarii celebri ai României au găsit portița de scăpare în țări precum Grecia, Marea Britanie, dar mai ales Italia. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, omul de afaceri Dragoș Săvulescu, Alina Bica, Mario Iorgulescu sau Ionel Arsene sunt doar câțiva dintre condamnații pe care statul român se chinuie să-i aducă în țară. Aici au de executat ani grei de închisoare pentru fapte de corupție sau ucidere. Statul român a încercat ani la rând să-i extradeze. O propunere legislativă ar putea să le taie lanul celor care se ascund de brațul justiției. Cine nu se predă va fi acuzat de evadare. Dacă persoana condamnată nu se prezintă la organul de poliție în vederea punerii în executare a pedepsei în termen de 7 zile de la data la care a rămas definitivă hotărârea, va primi o pedeapsă suplimentară de până la 3 ani. Se aplică principiul concursului de infracțiuni și automat se ajunge la un spor de pedeapsă. Ceea ce înseamnă minimum 2 luni și maximum 1 an în plus. Cu astfel de prevedere ar fi scurtat drastic lista de fugari penali. De departe, Mario Iorgulescu are cea mai mare condamnare, 15 ani și 8 luni pentru omor. După ce a urcat la volan băut și drogat și a omorât un tânăr, imediat după accident, în 2019, a fugit în Italia. Mâine, instanța va da sentința definitivă. Tot în peninsulă se ascund și fosta șefă antimafia Alina Bica și Dragoș Săvulescu, fost finanțator la Dinamo, condamnat la 5 ani de închisoare în 2017. Acesta sfidează prin postări pe rețelele sociale. În Grecia se bucură de libertate Sorin Oprescu. În România l-ar aștepta un deceniu în spatele gratiilor. Alexander Adamescu, un alt condamnat celebru, a fugit de închisoare acum 5 ani în Marea Britanie. Lista este completată de interlopi. De mai bine de 2 ani, procurorii de la crimă organizată încearcă să-l extradeze pe Florian Tudor, zis Rechinul, un infractor arestat în Mexic pentru constituire de grup infracțional, șantaj și tentativă de omor. Din 1 ianuarie până la sfârșitul lunii septembrie am reușit să aducem în țară puțin peste 600 de fugari. Specialiștii în drept penal, consultați de Observator, spun că se pot face și îmbunătățiri. Ar trebui să existe o excepție de la regulă, pentru că se poate întâmpla ca eu să primesc condamnarea definitivă într-un moment în care sunt în afara țării. Ar putea ajunge la anomalia în care, pentru evadare și rea credință, să primească o pedeapsă mai mare decât cea pe care o aveau de săvârșit inițial. Proiectul va fi prezentat joi în ședința de guvern, iar apoi va intra în circuitul parlamentar pentru aprobare.